Ești o persoană care înțelege subtil cuvintele, ceea ce te face un scriitor excelent, un bun vorbitor, politician sau comerciant, un gânditor avansat, te confrunți adesea cu un conflict între originalitatea născută, reflectată de numărul zilei de naștere și tradiționalitatea dată de semnul zodiacal. Îți poți ascunde nesiguranța sub bravadă, dar aceasta va exista în adâncul sufletului tău. Sensibilă, înzestrată cu imaginație și intuiție vie, percepi lumea prin sentimente și emoții, dar reversul medaliei te întruchipează ca un gânditor rațional care trăiește într-o atmosferă intelectuală de cuvinte și idei. Când una dintre aceste fațe te preia conducerea, este posibil să simți disperare, neliniște sau nesiguranță. Nu contează cât de greu încerci, dar nu poți rămâne mult timp fără probleme. Într-un fel, se dovedește că o furtună se naște mereu în jurul tău, cel mai adesea cu o tentă tragicomică. Ești vibrantă, dar această caracteristică este inerentă oricât de calmă ai fi. S-ar părea că ești atrasă de o forță necunoscută în vârtejul evenimentelor. Desigur, tu însăți ești responsabilă pentru a fi epicentrul a ceea ce se întâmplă. O trăsătură distinctivă a ta este dragostea pentru opinii opuse, pe care de obicei le oferi cu o parte considerabilă de spirit. Poți fi nu numai un scandalagiu strălucitor, ci și arbitru, mediator, pacificator. Deoarece ești obișnuită cu conflicte, sub stres, te simți ca peștii în apă. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: bună credință, patriotism, mister, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și pentru natura ta blândă. Sensibilitatea emoțională te ajută să percepi lumea fie în culori strălucitoare irizate, fie în culori închise. Asociate cu acestea sunt schimbările de dispoziție, nesiguranța și, uneori, disperarea reală. În ciuda acestui fapt, aparițiile tale în public sunt așteptate cu nerăbdare, pentru că știi să te prezinți, iar emoțiile mereu suflă în jurul tău. Tu nu creezi doar mișcări în jurul tău, tu însăți ești mișcarea. Cu toate acestea, pe această cale,
Ești pur și simplu urmărită de diferite situații tragice. Se pare că ești întotdeauna în centrul tornadei care poate mișca totul în jur. Trilerele, filmele de groază, filmele de dezastru și serialele cu spioni, toate acestea sunt foarte atractive pentru tine. Un alt lucru este că poți fi gata să transferi porțiuni ale acestor filme în viața ta. Și apoi este periculos să fii în preajma ta. Interesul tău permanent pentru mișcare poate provoca situații explozive. Și aici, bineînțeles, trebuie remarcat faptul că un simț strălucitor al umorului îți permite întotdeauna să ieși din orice necaz. Ești predispusă la schimbări frecvente ale dispoziției, însă tu însă-ți rămâi în mod surprinzător calmă față de experiențele altora. Dacă ai preferat să devii artist, iubești aparițiile publice extravagante. Prezența ta pe scenă este întotdeauna impresionantă. Cu toate acestea, poți prefera prezența spirituală față de cea fizică. Desigur, în funcție de drumul ales, poți risca să te neci în marea plăcerilor carnale, iar alcoolul și dependența de droguri te pot arunca în abisul depresiei și autodistrugerii. În cazuri extreme, acestea pot determina suicidul, iar un exemplu în acest sens este actorul american Robin Williams. Ești atras în mod constant de excitarea în diferitele sale forme, dar poți fi foarte mulțumită de tot felul de certuri. Deci să spun așa, războaiele, confruntările, investigațiile, poveștile de spionaj, thrillerele cu detectivi, filmele de groază adăpostesc o atracție cu adevărat magică pentru tine. Principalul pericol este că astfel de tendințe pot fi distrugătoare atât pentru viața ta, cât și pentru relațiile cu rudele. Deci, nu ar trebui să fii prea atrasă de rolul arbitrilor în tot felul de litigi și, cu siguranță, să nu devii sclava situațiilor de conflict. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești intuitivă, moale, pliabilă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 21 iulie soarta ta? Din afară pari o căutătoare de eșecuri. Indiferent ce faci, necazurile rămân însoțitorii tăi constanți. Alături de tine, o furtună mereu izbucnește, chiar dacă prin natura ta ești liniștită și calmă. Se pare că o forță invizibilă merge după tine. Pericolul te atrage ca un magnet. Îți place să argumentezi și să separi oamenii căror păreri nu-ți sunt pe plac. În situații de stres și conflicte, te simți grozav. Acest lucru este foarte enervant pentru alții. Tu rezolvi multe probleme datorită simțului tău de umor și ingeniozității, dar îți schimbi adesea starea de spirit. Dar când alții au probleme, ești mai calmă decât un șarpe boa după ce a înghițit o căprioară. În sufletul tău ești egoistă, în special în dragostea de a fi vizibilă, îți place să joci în public. Dacă ai ales să fii artist, atunci faci o impresie mare asupra publicului. Dacă altor oameni nu le plac certuri și probleme, atunci pentru tine acestea pot fi ca un drog. Ești atrasă de intrigi politice, investigații secrete, bârfe și scandaluri, dar iubirea de conflict poate distruge viața ta. Pentru a obține succesul în viață, nu ar trebui să fii în epicentrul conflictelor și intrigilor. Trebuie să găsești armonie interioară, să-ți schimbi caracterul și vederea asupra lumii. Ai o personalitate sensibilă, reticentă și suspicioasă. Îți este greu să găsești prieteni, motiv pentru care poți fi condamnată la singurătate. Îți este dificil să ai decizii. Nu ești sigură pe tine, adesea nu duci un lucru început până la sfârșit. Trebuie să faci față eșecului propriu, dar tu găsești cu ușurință o cale de ieșire din orice rătăcire. Te iubești pe tine însăți mai mult decât pe alții. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești un partener iubitor, receptiv și grijuliu care dorește ce este mai bine pentru cei dragi. Dacă nu există o comunitate intelectuală între tine și iubitul tău,
Începi să te plictisești și să pierzi interesul pentru Uniune. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Atunci când alegi un loc de muncă, ar trebui să-ți amintești faptul că te simți bine în situații stresante și atunci când este necesar să ai decizii corecte și echilibrate pentru alții. Prin urmare, o opțiune excelentă pentru tine este alegerea profesiei de judecător, arbitru, negociator. În plus, tu simți perfect poetica cuvintelor, astfel că poți deveni un scriitor genial, o figură publică sau orator. Poți obține succes în comerț, mai ales dacă sunt vânzări active, necesitând presiuni și chiar concurență extremă. Sănătate și boli. Se pare că trăiești ca și cum mâine nu mai vine și cauți un pericol la fiecare pas. Îți tratezi sănătatea cu o ignorare evidentă. Accidente, leziuni pentru tine pot fi o problemă de rutină. Este inutil să încerce cineva să te convingă de necesitatea unor măsuri preventive, mai ales că îți formezi cunoștințele despre sănătate din literatura sau din propria ta experiență. Apreciezi diversitatea în produsele alimentare și, în general, îți place să mănânci. Consumul excesiv de alimente și alcool în special poate fi o problemă serioasă pentru tine, mai ales că ești inițial predispusă la excese de orice fel. În ceea ce privește exercițiile fizice, acestea pot fi cu siguranță recomandate, dar este puțin probabil ca tu să ții seama de acest sfat. Oricum, orice încercări de a te înclina spre moderare și prevenirea bolilor nu se termină în nimic bun. Ești prea sigură că problemele de sănătate nu te amenință. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat un caracter foarte complex, cârcotaș. Ești delicată, suspicioasă, secretoasă. Este foarte dificil să convergi cu oameni, ca rezultat, nu ai aproape niciun prieten. Oamenii de obicei se îndepărtează și nu doresc să aibă negocieri sau argumentări cu tine, iar asta creează probleme în afaceri. Trebuie să-ți schimbi caracterul, să devii mai prietenoasă și mai sinceră. Prin schimbarea prin tine însăți, vei putea să obții multe în viață, oferindu-ți condiții confortabile. Sfaturi pentru tine. În ciuda faptului că întotdeauna cu onoare, ai ieșit din cele mai dificile probleme, într-o zi norocul se va sfârși. Și apoi, chiar și un simț strălucitor al umorului, care te ajută să treci calm dezastrele zilnice din viața ta, este puțin probabil să ajute. Încearcă să-ți stăpânești înclinația spre asumarea riscului. Mai degrabă ia în considerare argumentele și punctele de vedere contradictorii, decât să le respingi. Întărește-ți nucleul interior și învață cum să ajungi la el atunci când dorești acest lucru. Pe măsură ce îmbătrânești, fă o trecere graduală de la latura fizică la cea spirituală. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintit despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn,
cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.